like a bell cut. Hei, bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt Bogdan. Astăzi mă voi duce acasă de la tabără și vă voi arăta cum să traversați regulamentar strada. Păi, vă voi explica cum să vă uitați acolo și acolo, de exemplu. Imaginați-vă că eu sunt pe drum și mă la stânga, la dreapta. Bun, vom vedea. Ca să știți, eu plec acasă, eu chiar trăiesc chiar acolo, dacă vedeți. Păi, acum va veni momentul să traversăm strada. Așa. Bun, mă la stânga, nu e nimeni. Mă la dreapta, nu e nimeni. Plec! Yay, mă îndrept spre casă! Să dați like, share și subscribe. Eu sunt Bogdan, aia e casa mea. După cum vedeți, o să facem un nou vlog chiar mâine. O să fac un nou vlog. Așa. Cheile sunt în geantă, așa că o să le scot. O să pun pauză pentru un moment și o să le scot. Ca așa să filmez și să caut să deschid cu o mână. E ușor, dar să caut cu o mână și în timp ce țin camera nu e destul de ușor. Așa că... Și înaintea mea mai este un drum ușor, care tot trebuie să fiu atent. Normal că. Să dați like dacă mă apreciați, subscribe ca să mai aflați videouri și clopoțel ca același lucru. Să aflați ce videouri mai postez și să fiți la curent. Așa. Așteptăm că trece camionul. Noi la stânga, e departe mașina și în dreapta nu e nimeni. Mă duc. E destul de departe mașina, dar tot am trecut fără nicio problemă. Acum trebuie să deschid ușa aia de acolo, adică mai aproape să vedeți, aceea. Așa. O voi deschide. Sunt în lift, guys, chiar acum mă duc acasă și se va termina video în câteva clipe. Așa, sunt acasă. Și deja sunt acasă. Sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, să zdrobiți acel buton de like, să dați subscribe, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu fiecare videoclip care îl postez. Eu m-am dus